Marele Helmut Duck a dat povestea în cadrul unui podcast momentul în care a fost dat afară din armată și a spus cum nimeni nu a intervenit pentru el, nici fiul lui Nicolae Ceaușescu, nici echipieri, după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Motivul a fost refuzul de a participa la un meci care avea loc la Craiova. El a primit și o amendă în valoare de 5.000 de lei, iar timp de două săptămâni nu a putut să se antreneze în Ghencea. După două săptămâni de la Sevilla n-am avut dreptul să mă antrenez în Ghencea pentru că n-am vrut să merg la Craiova, să joc în acel meci. Steaua era campioană, ultimul meci era la Craiova, era bătaia între Pițurcă și Hagi pentru titlul de golgeter. Când a făcut Neaimi lotul ca să plecăm la Craiova, am văzut că nu sunt Lăcătuș, Belodedici, Balint. Neaimi îmi zice că trebuie să se odihnească pentru finala cupei. I-am spus că nu merg nici eu. A venit Ion Alexandrescu și trebuie să execut ordinele. M-am urcat în tren și m-am dus acasă, la Arad. M-au chemat apoi, m-a luat Ilie Ceaușescu, tribunalul militar te mănâncă. Am încercat să le explic, dar după jumătate de oră le-am spus că au dreptate, că suport consecințele. Mi-au dat amendă 5.000 de lei, care erau bani, iar două săptămâni n-am avut voie nici să intru în Ghencea, soldații nu mă lăsau acolo. Asta la două săptămâni după Sevilla. Unul n-a luat atitudine când m-au dat afară de la armată. Nici Valentin Ceaușescu, nici colegii mei n-au pus vreo vorbă pentru mine. Nu m-a sunat nimeni atunci, a declarat Helmut Duck. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.